gimnasticii. Spune că încălzirea nu poate avea loc în sala de competiții, de aceea există, s-a mai creat un podium aici în polivalentă și a fost împărțit în două pentru a respecta această regulă. Un exercițiu cu coarda pentru Diana Botsieva, care nu poate depăși 1 minut și 15 secunde, 1 minut 30. Doar la grupuri există 1 minut în plus între 2 minute și 15 și 2 minute și 30 de secunde. Diana Botsieva din Rusia, un costum superb și o junioară care bănuiesc că este la un pas de a trece spre etapa seniorelor. Întârziere nedorită, din păcate, probleme, partea tehnică. Foarte întinsă este, are un demipoant extraordinar. De fapt, Rusoaicen în general, o ratare, păcat. Deși acea așteptare de la început a scos-o un pic din competiție. Suplețe. Foarte frumos. Și muzica cu specific se îmbină perfect. Da. Frumoasă piruetă. Serie de saltări. Poziție frumoasă, este foarte grațioasă, a lucrat foarte frumos, păcat de ratare. Da, dacă n-ar fi fost acea ratare, deja Diana Botsieva se putea gândi la un loc sus de tot în această competiție. Să nu uităm să le spunem telespectatorilor noștri că fiecare clasament se va face pe obiect. Da, avem clasament pe obiecte și clasament pe echipe. Nu există clasament la individual. Acest concurs se desfășoară conform regulamentului campionatelor europene. Deci la junioare nu există clasament la individual. Fiecare sportivă participă la concurs cu un obiect sau două, depinde din câte sportive este formată echipa. Dacă sunt două sportive într-o echipă, fiecare sportivă participă la două obiecte. Cum avem noi trei componente în echipa României, fiecare are câte un exercițiu la câte un obiect și una dintre ele va participa la două. Vom avea următorul exercițiu la cerc. Din Israel va fi prezentă Adiv Dana.